pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și refăror veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Ierte cu dreptii să-i numele ar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Chiarui și mulțumim foarte mult pentru frumoasa slujbă. Acum vom procede la a depune aceste coroane frumoase la Monumentul Eroilor de aici, din fața dumneavoastră. Am să vă rog să faceți un pic de loc, măcar acolo unde, între steaguri, da? Ar trebui depuse în față, dar pentru că să nu încurcăm circulația, o să depunem aici, da? Din partea Senatului României, domnul senator Miron Smarandache va depune prima coroană. Se pregătește Primăria Comunei Poduri. Acum va depune coroană Școala Generală Nicolae Șova. Partea partidelor politice, Partidul Național Liberal. Partidului Social Democrat se va depune coroană. Vă mulțumim foarte mult pentru că acum sunteți aici. Vă mulțumim frumos pentru efortul și pentru plăcerea de a aduce o coroană în cinstea eroilor noștri. Rog dacă domnul director al școlii Nicolae Șova să ne spună câteva cuvinte. Știu că nu este pregătit, dar îl rog să spună câteva cuvinte, deoarece și școala se numește Erou Nicolae Șova și sunt convinsă că dumnealui cadru didactic nu se încurcă în... În această zi comemorăm înaintașii noștri cu românii care și-au jertfit viața pentru a avea noi astăzi o țară liberă, independentă. E foarte greu să fim să vă gândim la acele momente care fiecare dintre noi avem rude, avem părinți, avem neamuri care au dispărut și ar fi bine ca să gândim, să luăm,
să învățăm să nu mai există război, să încercăm să preîntâmpinăm fiecare cât poate, la nivelul în care se află, să contribuie atât cât depinde de dânsul, să facem ca pe lume să fie pace. Nimeni să nu mai piară, să nu mai comemorăm pe nimeni, în afară de cei care până acum și-au ajuns în viață. Dumnezeu să-i odihnească și să le ierte păcatele, iar noi să ne întâlnim mai bine în momente mai festive și să fim mai bine dispus, să nu comemorăm pe cei care și-au pierdut viața. Să aștept să fie ultimii care au fost până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului director. Dumnealui, sigur, prin bunătatea dumnealui ne invită și pe noi la bunătate. Mulțumesc tuturor care astăzi sunteți aici. Poate o întrunire mai simplă, dar totuși o întâlnire încărcată de emoție, care nu putea să treacă prin comuna noastră, ca să spun așa, fără a avea astăzi însemnătate și fără a avea astăzi o anume greutate. Vă mulțumesc tuturor care ați venit și dacă cineva dorește să ia cuvântul, vă rog frumos să ne mai spuneți câteva cuvinte sau părintele de încheiere să ne mai ureze ceva, cred că să încheiem tot într-un duhovnicesc stil, să spun așa. Eu, în primul rând, vă salut cu salutul zilei de astăzi, Hristos a înălțat. Pentru că suntem într-adevăr într-o zi de mare sărbătoare pentru poporul român și pentru întreaga creștinătate. În ziua în care Hristos s-a înălțat la cer, dar și ziua aceasta este marcată pentru noi românii de această mare sărbătoare. Pentru că trebuie să știm că este o sărbătoare să ne cinstim eroii, sărbătoare care este închinată eroilor neamului nostru. Mulțumim autorităților statului și mulțumim autorităților doamnei primar în speță pentru comuna noastră că continuă această tradiție de cinstire a eroilor neamului în această zi de înălțare a Domnului, care a început în anul 1920 la inițiativa mitropolitului primat viitorului patriarh Miron, primul patriarh al României, și la inițiativa și dorința conducătorilor țării de atunci, care au instituit această zi de înălțare a Domnului ca zi de cinstire a eroilor neamului nostru, care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea țării. De atunci și până acum, cu, bineînțeles, cu întreruperea de 48 până 90, știm din ce motive, s-au cinstit eroii noștri în această zi de înălțare. Este datoria noastră să-i avem în sufletele noastre, în gândurile noastre, în rugăciunile noastre, pe cei care au jertfit tot ce au avut mai scump, viața, pentru ca noi să trăim liberi astăzi, pentru ca noi să avem pace, pentru ca noi să avem posibilitatea de a ne desfășura activitatea acolo unde suntem fiecare dintre noi, fără îngrădire. Și de aceea avem această sfântă datorie să-i cinstim, să-i pomenim, să le purtăm în suflet, să-i purtăm în sufletele și în gândurile noastre. Mai ales că locul acestea ale noastre, acest colț de lume în care noi ne ducem viața, a fost marcat și cinstit, eu știu, de înaintași demni care au însemnat și ceva pentru noi și pentru țara noastră, începând de la, știm, generalul Nicolae Șova și apoi atâta mulțime de nume pe care le vedem pe monumentul eroilor închinat aici și pe care fiecare dintre noi avem din neam în neam, care își, eu știu, și-au lăsat sângele și viața în Pământul Sfânt al Țării pentru noi. Să Dumnezeu să primească această, eu știu, rugăciune a noastră, pentru că tot ceea ce am făcut și depunerea de coroane este tot un mod de rugăciune pentru adormiții eroi, să primească Dumnezeu rugăciunea noastră pentru ei și spre ei să odihnească în Împărăția Cerului. Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Să rămână, Părinte, mereu ne impresionează cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și un Hristos a înălțat și o sărbătoare frumoasă și liniștită să aveți. Vă mulțumesc!